Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episodul de azi avem o noutate și anume avem 50% reducere la upgradarea unei cărți sau la golduirea cu Star Points. Așa că avem aici o ofertă care a fost zilnic de când a apărut această ofertă. Ofertă care, din câte știu, mai durează până pe 26 octombrie, adică încă câteva zile. Hai să colectăm oferta. 5.000 de gold. Problema cea mare e că, după cum știți, nu avem cărți suficiente. Gold aveam și înainte. Nu asta era problema. Cărți, în schimb, nu sunt suficiente, dar cu toate astea vom încerca să maxăm cel puțin o carte în acest episod. Așa că haideți să colectăm reward-urile din tier. Avem aici 5 wildcard-uri. Să vedem ce mai găsim în chest, un wildcard și nimic altceva, în afară de comune și rare. Vedem aici, avem 3 gemuri, fără epică, din păcate. Și ultimul chest, în care avem 3 gemuri și să sperăm că avem și o epică. Nu avem. Bun. Ok, hai să vedem un clan, nimic interesant. Haideți acum să upgradăm o... X-Bow, care mai are nevoie de 12 cărți. Să vedem. X-Bow. 12 cărți și avem 14. Asta înseamnă că putem să-l creștem. Și vom plăti jumătate, adică 50.000 de gold pentru maxarea lui. Bineînțeles, îl vom face și star. Avem 10.000. Deci noi putem de fapt să facem una de level 2 și aș prefera să facem asta ca să fim siguri că folosim Star Points-ul maxim în caz că expiră oferta. Și la level 2 am putea duce, hai să vedem, să zicem oare Goblin Barrel-ul, Barbarian Barrel-ul. Cred că ar fi interesant. Avem nevoie de 7500, putem chiar la level 3 oare? Vedem dacă avem vreo carte cu două Star Points-uri, nu cred. Bine, în cazul ăsta, haideți să facem X-Bow și vedem mai încolo. Cu siguranță vom reuși să maxăm încă o carte până expiră oferta. Așa că haideți să... Dacă nu, oricum vom putea face un star de level 2 pentru că vom face 2000 de star points, să avem 7500. Bun, haideți să continuăm cu meciurile în challenge. Avem un challenge nou, Golden Mirror Challenge, în care vom juca practic cu același deck ca și oponentul nostru și vom avea mirror în deck. Bun, hai să dăm drumul cu primul meci. Încercăm să obținem prima victorie. Bun, să începem cu Royal Ghost-ul din spate. Punem și Firecracker și Battle Healer în față. Și ne pregătim aici un log. Scăpăm acolo de... Ok, reușim un hit cu... Ok, punem Battle Healer-ul aici. Se duce din păcate pe turn acel Royal Ghost. Și luăm o grămadă de damage. O să trimitem Hog-ul în față. Pierdem un Goblin acolo. Trimite și noi logul. Și reușim să reducem din diferență. Poate chiar să preluăm avantajul. Nu, doar reducem din diferență. Hai să vedem cum scăpăm de acest atac. O să punem din nou Royal Ghost-ul aici. Punem și Firecracker-ul. O să punem și Battle Healer-ul. Pierdem, nu pierdem turnul. Ok, și... Oh, nu reușești acolo, Firecracker, nici măcar un hit. Din păcate. Trimitem Hog-ul. Punem Royal Ghost-ul. Oh, și ne luăm ceva de meci pe partea stângă, din păcate.
Trebuie să avem grijă. Punem firecracker-ul aici. Dăm și un log. Punem battle healer-ul. Pic am târziu a venit acolo. Oh, și am pus greșit. Goblin gang-ul. Punem și Royal Ghost-ul aici. Firecracker. Și vom pune în față Royal Giant-ul cu Battle Healer lângă el. Să vedem, ar trebui să-i doborâm turnul. Singur hit, perfect. Da, reușim să-i doborâm hit-ul, să-i doborâm turnul. Și vom da aici un log, sper să-i prindem și Firecracker-ul. Punem Royal Ghost-ul aici. Mai punem un Battle Healer. Mai punem un Battle Healer. Și ar trebui să câștigăm partida cu acest push. Vom trimite în față. Ok, dăm și un și un log, mai punem un Battle Healer aici și chiar acum ar trebui să obținem victoria fără emoții. Ok, Royal Ghost aici, care dă splash damage. Bun, și cu Giant-ul. Și obținem prima victorie din acest challenge. Hai să vedem care e primul reward. Nici nu m-am uitat în reward-uri. Probabil gold, dacă nu mă înșel. Bun, avem 10.000 de gold. Ho-ho, un reward destul de mare. După care avem wildcard-uri, iar 10.000 de gold, wildcard-uri. Și da, până la final trecem prin toate wildcard-urile și cu 10.000 de gold între. Bun, îi dăm drumul cu următorul meci. Acest update sau cum să zic, această promoție prin care ne este redusă costul de upgrade, este redus costul de upgrade, mă face să cred că urmează un upgrade la joc în care vor fi tratate diferit cărțile practic. De asta cumva încearcă să ne facă să avem toate cărțile maxate. Adică cumva să dea șansa mai multor jucători, mai multor player să aibă cât mai multe cărți maxate. Cu siguranță va apărea ceva diferit. Nu știu exact încă ce, doar o bănuială. Mă gândesc ceva gen cu abilități speciale pe fiecare carte sau nu știu, vom vedea. Dar cu siguranță plănuiesc că e ceva din moment ce au făcut această promoție, care, cum au și spus, nu a mai fost disponibilă niciodată până în acest moment în joc. Ok, dar sunt Goblin-ul aici. Da, avem un mic avantaj. Și vom păstra elixirul pe full ca să putem porni un push puternic, dar suntem nevoiți să punem P.K. Scăpăm cu un singur hit, avem ceva noroc. Și punem și... hai să punem Hell Spirit-ul cu Electro. Doar n-a renunțat. Ok, și reușim să-i doborâm turnul. Un singur hit mai nevoie acolo de la P.K.A. mare. Să punem Royal Giant-ul aici. Punem și Darth Goblin-ul. Ok. Băi, un atac nesperat de bun. Ne apropiem de victorie. Punem P.K.A. mare. Bine, acolo Darth Goblin își face treaba. Mai punem aici un
un Royal Delivery, l-am dat cu Mirror și trimite din nou Royal Giant-ul. Vom da și un Goblin Barrel pe turn, pe turnul mare. Mai punem un Dark Goblin mare, nu știu dacă mai e nevoie. A, oricum, nu mai poate să... Da, obținem Trick Round. Nu mai avem nicio șansă să doboare două turnuri. Unul poate reușea, dar două cu siguranță nu. Bun, avem a doua victorie. Din păcate nu sunt reward-uri necesare pentru... de care avem noi nevoie să putem maxa încă o carte. O să fim nevoiți să facem niște trade-uri și oricum e destul de mult de strâns până la 200. Aveam 150, dacă 142 de cărți strânse la Wallbreaker. Așa că vom mai avea de tras. Cumpărăm mereu din shop când apar aici în daily deals. Dar vedeți, momentan nu avem ofertă de epică pe care să nu avem. Bun, hai să dăm drumul și cu ultimul match. Joc pentru 10.000 de gold. Un reward foarte mare pe care nu l-am mai întâlnit până acum. De obicei era la final dacă era atât de mare. Și haideți să vedem. Începem cu bandita. Spunem aici Hell Spirit-ul. Se duce din păcate pe turn. Punem și Barbarian Barrel-ul și un Magic Archer. Trimitem din nou o bandită. Pierdem Magic Archer-ul din păcate. Și începem cu un handicap acest match. Să vedem cum vom scăpa de Goblin Giant. Trimitem aici un Hell Spirit, care nu face mare lucru. Punem Magic Archer-ul. No, hai să punem Goblin Cage-ul. Și am pus bandita greșit, din păcate. Nu contează, e bine, am mutat meciul pe partea dreaptă. Trimitem și Skeleton Barrel-ul. Da, a jucat-o foarte bine. Încercăm aici un... nu reușim să oprim acea bandită. Trimitem Barbarian Barrel-ul. Okay, să punem și un Magic Archer aici. Era bună bandita, dar n-avem suficient elixir. Ba, reușim să o punem. Hai să vedem, scăpăm acolo de Magic Archer, oare? Da, reușim să scăpăm. Punem aici Goblin Cage-ul. Trimitem bandita. Da, șanse destul de mici să reușim victoria în acest match. Punem Goblin Cage-ul. Să punem și Goblin Giant-ul. Da, și din păcate mai sunt doar 10 secunde, mai puțin de 10 secunde din match. Luăm bătaie cu 2-0. Nu reușim să doborâm nici măcar un turn în acest ultim match. Bun. Asta e, se mai întâmplă. Nu putem câștiga mereu. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!